Deci aseară chiar mă gândeam, bă, mâine în drum spre muncă mai dau și eu drumul la cameră, că până la urmă de-aia mi-am luat cameră. Dar pe urmă am zis, da, o să dau degeaba, că imediat ajung la muncă, nu prea are ce se întâmple. Da, și deci, cum spuneam, vin la muncă, nu are ce să... Băi, ce faci, mă? Băi, ce faci, mă, frate, să mor eu? Te-ai răzgândit, nu? De ce m-ai ridicat, mă, frate, pe ploaie? S-a făcut verde. Ce înseamnă verde? Că mașinile pleacă. Mamă, ce bun sunt, bă. Sunt, bă, rău de tot. Acum am să vă rog, băieți, să-mi faceți și mie loc dacă sunteți drăguți, că... Gabi, uite-l pe Gabi. Cum s-a băgat Gabi? Aș, te mai ieși la mine în oglindă, Gabi, dar nu te dai la o parte. Bă, ce mor eu pe voi. Nu-i problem. Ia să vedem câte oglinzi luăm în seara asta. Zero. Stai că încă n-am terminat. Nu, nu, tot zero. Ia uite. N-o să mai zic că ce se poate întâmpla, că ultima oară când am zis ce se poate întâmpla într-un drum așa scurt, aproape s-a întâmplat. Băi, ce faci, mă, frate? Nu vă grăbiți, că eu nu mă grăbesc acasă, stați liniștiți. Merg ca un îngeraș în seara asta. Ce bine că nu mă grăbesc, că mă grăbeam pe jos dacă mă grăbeam. Haide, mă, trei varvo. Mama, a trecut al meu pe roșu fără niciun stres, să mor eu. Și uite, știi ce, în ce se duc așa? Ei, ce treabă? Ce mai e roșu? Stă tramvaiul după noi? Mamă, Gogule, tu ce faci, mă? Se duce și el la WinBet Gaming Club. Acum înțeleg de ce a trecut băiatul la pe roșu. Că durează, frate, semaforul ăsta. Bă, da, oprit al meu să moară el. Hai, oprim-o să... Doamne, să uită cap. Semnal n-avem.